Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vă voi învăța cum să adăugați, hai că văd că îmi laghează puțin, bun, gata. Vă voi învăța cum să adăugați mașinii oarecum românești, de fapt chiar mașini fabricate în România, în acest joc. Adică încep și o serie de moduri. O să vă arăt după aia ce trebuie să instalați, întâi vă arăt mașinile, ca să nu ziceți că e vrăjeală sau ceva. Ok, ca idee, e un program, sunt vreo două programele pe care trebuie să vi le instalați. Întâi unul cu care o să aveți această consolă, ca să zicem așa, pe care trebuie să apăsați F4 și o folosiți și și mă bâlbâi. Și ca să dați așa sus, jos, folosiți numpad-ul 8 sus, 2 jos, adică vedeți săgețile cum sunt scrise și 5-ul selectezi. Vom da așa pe vehicle și car respawner. Stați să mă pun undeva mai în stradă să spawneze mașinile. Și dăm așa în jos pe 2, dă pe numpad într-una, până ajungem așa. Stai că acum mi-am dat seama de o chestie. Nu se cheamă Dacia, gen mașinile așa, au diferite nume. Dar mi se pare că unele sunt așa. Uite, e parcă Buffalo se chema Locanu, un Buffalo. Buffalo 2. Pac, nu e ăsta. Car spawn înseamnă că era Buffalo simplu. Ăsta, gata. Ia uitați aici, avem una bucată Logan. Hai să ies din ăsta, hai să dăm o tură cu Loganul ăsta. Dacă era albastru, îl vopseam ca exact cum l-are taică-miu. Hai să opresc radioul, că n-am niciun chef de el. Stai, nu mai cânta peste că mi-au copyright în cauza muzicii. Unde-i radio off, așa? Hai să mergem până la un de-asta de reșpreiere ca să vopsim Loganul, să zic dacă putem și tuna mașinile. Că nu știu dacă merg tunate astea modate, dar eu sper să meargă. Vreau să-l fac așa albastru metalizat cum l-are taică-miu. Ok, hai că îmi place să mă cambușesc. Ia să dăm totuși așa un first person, să vedem cum se vede în interiorul Loganului. Ia mă, e roșu, e galben. Extraordinar, las că eu nu... Uite, era verde pe partea mea. Eu nu respect regulile de circulație, că sunt în GTA. Deci, ia să vedem. Aia acolo unde ți-ar... Mamă, îți pare că avem rezervorul plin, cât are în bord cât trebuie. E, căcat. Loganul are 200 și o liniuță în bord, asta vă că are doar 130. Chestiile astea de era acolo, torpedo undeva mai jos, acolo ar trebui să fie airbag, scaune așa bun. Unde? Pe aici, ok. Așa. Și stai că eu sunt fraier. Eu am dat pe gun store. Dă-mă. Hai să mergem aici la... Hai, mișcă scurul. Și stai, pe unde vine? Aha, uite, pe acolo în jos. Stai. Hai că încerc așa în first person să conduc, să văd cât de bun aș fi ca șofer. Ia să vedem, o putem tuna sau îmi dă crash, că sunt curios de chestia asta. Hai să băgăm Loganul în garaj, vedem dacă îl putem vopsi. Ar fi mișto. Da, văd că aici se cheamă Bravado Buffalo, original. Hai să vedem dacă îl putem vopsi. Repair, ok, hai să vedem. Armurică, îi punem cea mai bună armură. Fac un Logan blindat, se pare. Breakers, cred că frâne sau... Așa. Sau... Cred că frâne, nu știu. Bumper, nu știu ce asta. Gata. Hai că tunăm un Logan așa. Asta e cea pe care o are acum. Și se pun o bară de asta acum. Nu se potrivește asta, se pare. Măcar aici în față hai că parcă merge cât de cât. Hai că aici parcă mai merge, chiar dacă intră puțin în el, din față arată mai ok. Deci mai engine, cel mai bun motor îi punem. Din nou văd că unele chestii la upgrade nu prea se potrivesc. Claxoanele, așa, este în lumini. Nu ne arată, ia să vedem, nu ne arată farurile pornite. Plate, asta ce ar trebui să fie? Aha, număr de matriculare, cum să fie? Cam cum le avem noi românii? Cam, hai să zicem, uite, așa, fac. Ok, să vedem vopsitul. Hai să punem metallic. Hai că... Asta merge, hai să vedem. Dark Steel, Shadow Silver, Midnight, Red. Stai, unde e albastru, am metalizat cum sunt mare, așa, nu. Nu. Mă rog, nu stau să vă arăt toate mașinile.
N-am stat să-mi notez și eu pe hârtie ceva. Aha, uite, exact. Midnight Blue, stai un pic mai închis vreau. Deci Midnight Blue este culoarea aia. Și asta, ce asta? Midnight Purple. Hai să las Midnight Blue. Că înseamnă cât de cât așa, bun. Dar tot e un pic cam metalizat. Hai să văd așa, culoare mată. Cum vine Dark Blue. Mată parcă e de aia să nu lucească sau... Hai să vedem aici cum e Midnight Blue. Clasic, culoare clasic. Hai să văd așa, carbon. Ce culori este. Gata, exact așa l-are. Pac. Ok. Eu am făcut culorile. Culoare secundară, n-are schirs și asta. Se pun, aha. Dar nu pot să pun astea că văd că nu se pupă. Măcar bara asta din față cât de cât se mai potrivește o. Sau, aia că o scot mai bine. Am uitat să o scot. E, măcar acum avem una. Aoleu, cum se vede. Stai că dau mașalier până la urmă. Îi scot bara aia că se vede urât. Și mai avem și daci și... O să pun eu pauză ca să văd cum naiba se cheamă alelalte. Alelalte mașini, că au nume diferite. Au nume luate din... Gen sunt mașinile jocului, numai că mai au V2 sau ceva de genul. La cum sunt foldere acolo. Hai să vedem așa în first person. De ce naiba văd așa întunecat? Stai, m-am prins, am ochelari pe Trevor și de-aia se vede așa. Ok. Deci acesta este Loganul exact ca lui. Tai că nu trebuie să-i arăt un screenshot așa, să-i dau un screenshot cu asta să vadă. Mamă, dar chiar arată foarte bine. Huse la scaun, parcă le am un pic mai altfel. Interior arată foarte bine. Hai să văd ce mașini mai pot să spawnez. Le iau la rând pe toate până la urmă. Bun, am pus un pic pauză la filmare, ignorați căruța de pe fundal. Ok, mișto cum a dispărut taxiul ăla de acolo. L-ați văzut? Ia uite, taxiul Phantom, se mai văd farurile. Da, că am găsit un bug în GTA 5 chiar la mașinile jocului. În fine, mi-am pus pauză ca să-mi scriu aici pe telefon să văd cum se cheamă și celelalte mașini. Hai să dăm așa, Car Spawner și... Deci avem pe aici? Stați un pic, eu le-am scris acum pe telefon, acum să le văd. Ceva, sper că astea sunt în ordine alfabetică, ceva a doi de să e pe aici. Seattle, Predator. Stați că... Hai să dau de la început, totuși de la 1 așa, ca să le iau la rând. Deci văd că una se cheamă Baller. Hai să văd Baller. B, A. Uitați aici, Baller, 1 sau 2, 1. Pac! Și avem aici una bucată Dacia Duster. Hai să vedem ce mașini mai am pe aici, pe astea notate. Cele ce mi le-am descris. Deci Baller. Să caut acum Sheriff. Sheriff. Pony, Riot, ok. Stai că mai are ceva. Scafter? Am cumva scafter de asta? Uite și asta e. Pac! Uitați aici. Dacia clasică, 1310. Și stați că mai una tot pe aici pe lasă. Sheriff 2. Car spawn. Unde e Sheriff? Că eu nu văd. Sheriff. Deci văd scafter. Sheriff. Uite Sheriff 2. Pac! Asta este zi. Dacia Duster de la jandarmi. Mașina de asta cu care ne-au bătut la proteste jandarmii. Așa și parcă mai aveam ceva ce am băgat. Baller, Sheriff și Asterop mai trebuie. Hai să mă pun aici. Vă fac parcare plină de mașini de astea românești. Deci Vehicle, Car Spawner și acum să dau din nou la A. Hai să dăm la A. Hai. Prima pagină 49. Asterop sau cum? Asterop. Ok, Asterop. Deci Army, Ambulance, Asterop. Pac. Dar nu văd. Unde mă? E aceeași. Sau... Una, două... Logan, bun. Dar stai mă! Parcă mai spawnasem. Mi-a spawnat-o în locul la Dacia de la jandarmerie, am înțeles. Duster, mă rog. Hai să închid ăsta. Și după cum vedeți, avem aici mașini românești. Ce vreți să... Ok, am fost cu un Logan mai devreme. Hai să băgăm și o Dacia 1310. Poate unii sunteți mai de la țară și vă plac mașinile așa mai vintage. Așa, aici este interiorul de Dacia. Nu știu chiar cu exactitate cum ar trebui să arate pe interior, că nu m-am urcat într-o Dacia de mult timp. Dar presupun că așa ar arăta, nu? Hai să o tunăm să vedem ce putem face. Poate sunt niște de-astea, niște, cum se cheamă?
tuninguri pe care le putem face. Măcar culoarea o să schimb, că nu-mi place culoarea asta de pe Dacia. O fac și o galben așa. Deci o reparăm, punem armură, cea mai bună armură, că avem bani pe Trevor destui. Hai să vedem. Frâne bumpers. Astea sunt, hai să vedem. Uite, asta merge. Pac, carbon front. Aha, aha, hai că astea parcă merg așa. Dacă ai diferența când dau seama. Ok. Stai să văd așa. Nu văd nicio diferență, așa. Ok, motor, exhaust. Oho, tobe, putem să punem tobe la Dacia noastră. Așa. Hai că punem tobele astea sau cele mai scumpe. Astea așa în curcubeu. Grilaj. Grilajul nu se vede. Hood. Carbon hood. Ok, nu prea văd nicio diferență. Claxon, lumini. Neoane, nu se vede nimic. Hai să lăsăm neoane, neon color, neon layout. Front. Sau, aia se vede pe dedesubt cum ar trebui să lumineze. În fine, noi stăm să-i punem de-astea așa. Plate. Numele de matriculare punem pe astea San Andreas. Hai să o resprem. Culoare primară. Hai să o facem mat, nu, clasică. Hai să văd. O Dacia. Dai nasol cu bara asta că e neagră. Hai să o fac o Dacia albă, roz, nu? Galbenă? Facem așa o Dacia cam cum... Cam așa, nu? Ziceți așa sau altă culoare? Mare tuning nu prea îi pot face. Hai să o las galbenă. Cum erau taxiurile cândva, presupun. E, lime green, nu, 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 nu. Gold? Yellow, gata. Sau race yellow, yellow. Pac! Și gata, ne-am tunat aici Dacia. Și că au dispărut celelalte mașini de acolo. Și avem, se pare, și Dacia în GTA 5. Hai să facem așa o probă să ne cum se conduce. Hai să opresc radioul, că mie că mi-au copyright acum pe căcatul ăsta de muzi. Aia m-am trecut de... Pac, 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 gata. Off. Ia stai, deci văd că mă răstor cu Dacia dacă fac viraj. Iau un burnout. Așa, și dacă dau curbă bruscă... Te răstor direct, bun. Bine, astea nu prea sunt mașini de băgat în viteză. Ia, te răstorn cu Dacia, clasic, așa, hai să vedem. Deci curbe bruște să nu fac că mă răstorn. Habar n-am cum ar trebui să cheme mașina originală. Trebuia să-i bag chestii de-alea, gen să am de-alea să sar. Acum am scurs dacă o să văd și oameni pe stradă cu... Aha, ia uite, omul care conduce Dacia. Uite, un om cu Logan. Gata, altul cu... Iată, iată câte mașini de astea pe aici. Hai să-l dăm jos pe ăsta și hai să testăm și Loganul din 2014, cum e. Hai, dă-te jos de aici. Oh, cum a dat. Hai, Trevor, dă-l jos. Ia să vedem, ăsta se mai răstoarnă? Nu? Ăsta nu mai se răstoarnă, bun. Ia, să opresc radioul. Și dacă este dau burnout sau precare pe scârți, ok. Și nu se răstoarnă deloc, văd. Ok, stai pe loc tu cu Duster-ul. Hai, vină un coace. Cine nu-și dorește un Duster la viață? Uitați și voi ce pizdos arată așa pe alb. Hai, dă-te jos din mașină. Ia-ți de răstorn și cu ăsta. Și mai sunt mașini ce le pot adăuga. Sandero, ia. Uite cu ăsta nu mă răstorn ca pe Dacia. Facem și cerculețe. Stai. Așa, și un burnout. Cum e așa? Burnout, parcă mai ești o burnout după ăsta. Bun, acum să vă arăt cum să vă instalați modurile. În primul și în primul rând, uitați aici, trebuie să vă luați acest program. Script Hook V sau 5 în engleză. Dați așa pe download și îl instalați. Este ăla de adineori cu care am spawnat mașinile. Ca consola aia cum e mai devreme. După ce instalați asta, trebuie să vă luați Open 4. Cred că ăsta e 4 roman, presupun. Și programul acesta o să vă arăt acum cum se folosește. Este ca să vă instalați modurile cum trebuie. Și gen site-ul acesta, 5 Modes, ăsta e primul site pe care l-am accesat. Am scris așa Dacia. Stați, hai să mai dau o dată, să vă arăt de unde am descărcat. Deci caută mod GTA 5. Este și în română site-ul. Scriem frumos Dacia. Și aveți aici toate mașinile. Uitați, Sandero, ce asta? Renault Duster, a, probabil mașină poliție, Dacia Logan, Iron Police, mă rog, Sandero-uri, Sandero-urile nu le-am instalat, uite, Logan, a, tot Sandero e și ăsta, 2014, da, după cum vedeți avem aici mai multe mașini, așa e categoria vehicule,
car, așa. Cred că presupun că puteți să căutați și alte mașini, de exemplu Golf. Hai să vedem. Are Golf. Autați Volkswagen Golf, toate modele. A, Volkswagen 2, Golf 2. Sau ce mașini mai folosiți voi? Habar n-am. Hai să vedem BMW, că știu că vă plac BMW-urile. Scrie frumos BMW, ia uitați câte BMW-uri. Toate modelele. Mă rog, a, uite, ăsta e ăla din Most Wanted, mișto. Așa, uite, parcă BMW de ăsta circulă și pe străzile noastre, în fine. Deci, înțelegeți toate mașinile. Și caractere presupun că mergeți să vă descărcați. În fine, astăzi vorbim doar despre mașini. În fine, deci dați acolo, o să scriem înapoi Dacia. Dați așa pe prima care vă vine, îi dați descărcare și o să vă dați sub formă de arhivă. Și sfatul meu este să o dezarhivați pe desktop, cum am făcut eu cu acestea. Hai să deschidem Open4 sau OpenIV, pana mea. Așa, este programul acesta. Dacă aveți și Max Payne, GTA 4, astea Liberty City și vreți să vă puneți moduri acolo, e bine. Dar noi ne vom limita la GTA 5 pentru Windows. Așteptăm un pic să pornească. Cum spuneam, așteptăm. În fine, până atunci, ok, ne-a pornit ăsta. Între timp, când vă descărcați diferitele astea, stai că ăsta e în franceză. Hai să dăm pe daciometri, nu ăsta. Care e mai ușor? Așa, de exemplu acesta. De exemplu, v-ați descărca Logan 2004. Vă dă așa, modul pentru mașină, gen exterior, interior, cum să fie. Imagini cu mașina ca să vedeți cam cum ar trebui să arate când o vopsiți. Diferite culori. Și readme-ul, adică instrucțiunile. Și vă spune aici, fă cu decutare așa și zice installation și car location-ul. Și vă luați după chestia aceasta. În primul rând, înainte de toate, trebuie să dați pe Tools și dați pe ASI Manager acesta. Și sunt niște plugin-uri, ca să zic așa, pe care e bine să le aveți instalate ca să nu aveți după aia probleme cu GTA-ul. Că mie mi-a făcut problemă, după aia am văzut că trebuiau astea instalate ca să nu-mi dea crash jocul. În fine, dați install, la mine toate sunt instalate. Și intrați în modul Edit Mode. Ok, dați aici un yes și vă luați după ce vă spune aici, deci car location. Vă uitați așa frumos, unde e, unde e, unde e, zice X64E. Ne uităm pe folderul X64E. Îl avem aici, dăm un dublu click. Și ne spune așa, Levels GTA 5, Levels GTA 5. Mi-a rămas puțin englez pe la colțul gurii. Și avem aici vehicles.rpf. Vehicles aici. Și mașina, după cum spune, se numește Asterop, așa. Da, că am prea multe foldere pe aici. Bun. Intrați în car aici și pur și simplu, luați așa și îl trageți direct peste astea aici. Dar vedeți să aveți activat Edit Mode-ul. După ce le-ați adăugat, ați tras astea aici, închideți Edit Mode-ul, mai apăsați odată pe el și gata. Închideți Edit Mode-ul și intrați în GTA 5 și vă jucați. Și în principiu cam pe programul ăla se bazează toate modurile din GTA 4, GTA 5, GTA Liberty City, pe cum ați văzut acolo. Și așa vă puteți instala modurile. Pentru gen caractere sunt alte foldere, dar orice mod v-ați descărca, vă spune aici location-ul necesar, folderul în care trebuie să le băgați. Țin să menționez că asta este pentru GTA 5 crăcuit, dar presupun că și pentru GTA 5 cumpărat e cam același lucru. Că folosiți programul ăsta, nu trebuie să dați din el așa open file location. Folosiți programul acesta și vă dă mai adânc în foldere. În fine, cam acesta a fost tutorialul cu cum să vă adăugați mașinii românești în GTA 5, cum să adăugați de fapt mașinii în general. Dacă mai vreți niște moduri, să lăsați comentarii cu ce moduri vreți. Și cam atât. Eu sper că v-a fost util acest tutorial și ne vom auzi data viitoare. Ciao les!